Comisia de circulație din cadrul primăriei municipiului Timișoara a aprobat restricționarea sau, după caz, închiderea traficului rutier pentru perioada următoare pentru efectuarea unor lucrări. Circulația rutieră va fi restricționată pe strada Constantin Brâncuș, în zona intersecției cu strada Popa Șapcă, în perioada 8-4-12-4, în vederea lucrărilor de execuție la rețelele de apă și canalizare. De asemenea, circulația rutieră va fi închisă pe strada Plautius Andronescu, tronsonul cuprins între strada Petre Râmneanțu și strada Bela Barto, în perioada 9-4-10-4, în intervalul orar 10-15, în vederea executării unor lucrări de șantier.